Verben, numărul 1 în tratamentul T1. UPL vă recomandă Nexter, insecticid acaricid japonez consacrat pentru combaterea acarienilor și a musculiței albe de seră. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct. Le mulțumesc tuturor celor care urmăresc emisiunea și, ca de fiecare dată, sunt mulți fermieri care sunt atenți la această dezbatere. Mulți dintre dumneavoastră interveniți și cu mesaje, cu fel și fel de întrebări. Un astfel de mesaj l-am și de la doamna Cristina Popa, care zice așa: legat de intervenția Consiliului Concurenței în prețurile din piață, am următoarea mențiune. CHS vinde la Ameropa și Ameropa vinde la COFCO. Singurii care fac export acum sunt cei de la COFCO. Asta seamănă a preț deja stabilit între marii traderi. E o părere, e o opinie de la telespectatorii noștri, dar vă spuneam că mai sunt și multe, multe alte mesaje de la telespectatori chiar aici pe pagina de Facebook. Întorcându-ne un pic la banii ăștia pe care fermierii îi au de primit în perioada următoare, știți că era o vorbă care spunea: cert e că nimic nu-i cert. Cam așa e în momentul de față. Cum mai zicea cineva, e bine că aveți de luat. Da, da. Când? Că dacă luați când deja mortul e pe drum sau în groapă, nu prea mai vă ajută decât la un parastaz mai consistent. Iertați-mi gluma sinistră, dar cam așa, cam așa sună. Domnul Baciu, haideți să revenim un pic, pentru că tot ați subliniat faptul că ar trebui formele asociative să caute să se mobilizeze până pe data asta de 5 iunie, că după s-ar putea să nu se mai poată face nimic. Cert e și am văzut și am recunoscut cu toții că pe 7 aprilie protestul fermierilor a fost o reușită. Au fost zeci de mii de oameni care au ieșit în stradă. A fost o mobilizare exemplară și eu unul chiar îi felicit încă o dată pentru ceea ce au reușit să facă atunci. Numai că dumneavoastră spuneați că n-ar trebui să rămână o acțiune singulară și ar trebui în momentele astea să se mobilizeze, să reușească să se coaguleze, indiferent din ce formațiune sunt, dacă se simpatizează sau nu, să-și vadă interesul comun. Interesul ăsta ar fi de a pune presiune pe decidenți pentru a se respecta acordul ăsta cu Ucraina pentru o perioadă cât mai lungă. Deci, domnul Ovidiu, trebuie să recunoaștem că a fost o acțiune extraordinar de bine și de reușită. După 2016 a fost singura care au avut și o amploare și în care toți participanții au mizat pe aceleași probleme. Eu ce le-aș putea recomanda, ca să nu zic altceva, ca să te poți duce să te bați cu autoritățile, trebuie să fii bine documentat, să citești foarte mult și din legislația celorlalte țări din Europa, să vedeți cam ce legislație au ei, să o așezi lângă a ta, să găsești un numitor comun pe problemele care le are. Dacă nu mai venim și ne afișăm și dăm nu știu ce exemple care le-ai citit și tu undeva acum câțiva ani, dar le-ai auzit și tu undeva în vorba cuiva în Parcul Cismigiu, n-ai rezolvat problema. Acolo nu trebuie să te duci să iei poziția ghiocelului. De nimeni că ai pe cine ai în față, că e ministrul, că e comisarul european sau cine o fi. Tu trebuie să fii bine documentat și să-i demonstrezi care este realitatea. Asta trebuie făcut. Și trebuie făcut acum.
Deci ascultați ce vă spun, ne mai întâlnim. Dacă se ia decizia pe 5 și n-ați făcut nicio acțiune în care să influențați această această decizie, după aia o faceți degeaba. Vă spuneam mai la început, trebuie să participați la toate proiectele înainte de a lua drumurile au până când ajung numitor oficial. Ca să vă, să vă puteți implica, așa vă spune oful care îl aveți. Așa că vrem să o facem pe gomoși, că să vă apărem intelectuali, să folosim un vocabular, doamne, nu-l deranjăm, să folosim câteva expresii din astea așa care îi dă pe spate. N-ai rezolvat problema. Acum să te duci, să te lupți pe fiecare punct și să-l tragi în favoarea ta, pe cât posibil. Pentru că știu și munca și știu foarte bine cu 8 ani de zile cât am fost membru ELO și cunosc și activitatea celorlalte asociații din Europa. Așa procedează. Comisarul european care e acum pe agricultură, eu l-am cunoscut cu 5 ani la Varșovia, acolo o conferință, am avut destul de acid și unul și ne-am împrietenit. Vreau să vă spun că vorbea ca și noi. Chiar dacă acum este comisar, ei au dat tonul. Nu le-a fost frică de post că mâine, poimâine îi va găsi și lui că a crescut un păr pe nas, va elimina din comisii. Nu. Polonezii au fost cei care au dat cu pumnul masă. După care au venit și ceilalți. Am încercat și noi. Dar noi n-am dat pantaloni jos înainte de a ne întreba cineva ceva. Și am nu mergem acolo. Noi nu mergem acolo. La noi este bine. Noi stăm lângă fermieri. Ei, serios, nu mai țin, bă, s-o termina proștii, gata cu minciunile. S-o termina proștii. Puneți mâna pe carte, învățați, citiți, documentați-vă. Vedeți ce se întâmplă în lumea asta? Asta trebuie să faceți. Nu venim, vorbim frumos, știți, o merge, mai merge, nu știu care, pe la Bruxelles, fac două poze în spatele unui panou, scrie acolo nu știu ce, da? Și vine acasă și caută orice posibilitate să apărea undeva să vadă ei cum făceau fotografii la statui sau cumpărau ciocolată. Asta este, domnul Ovidiu. Și fermierilor, înțelegeți, nu așteptați și nu așteptați ca altcineva să gândească la business-ul dumneavoastră dacă nu vă gândiți. Da, deci domnule, nu așteptați. Nu domnul președinte, trebuie să ieșim în stradă. Domnul președinte, spuneți. Domnule, vreau să vă anunț că noi ne confruntăm astăzi. Vă rog să specific, spus președinte, că ai văzut că pe alții îi deranjează. Nu, pe mine nu mă deranjează. Pentru mine rămâne, domn președinte, că nici nu se va mai naște un lider ca dumneavoastră pentru agricultură. Situația este alta. Noi astăzi ne confruntăm cu o clasă politică foarte periculoasă. A căutat, iar conducerile a formelor astea asociative la care noi facem apel zilnic să trezească sunt dezbinate într-un mod atât de șiret în care nu ne mai lasă să ne mai întâlnim. Pe mine mi-a dat interzicție să mai merg în Comisia de Agricultură. Nu mai m-a chemat la nicio ședință de lucru la Ministerul Agriculturii, pentru că am fost singurul om. Cum? Hai ca să nu fim naivi. Majoritatea acelor șefi, cum le spui tu, da? Sunt și membri politici. Au carnetul în buzunar. Da. Ai înțeles? Adevărat. Da. Și ei pup în mâna lui ăla, are el alte avantaje. El și atunci ce facem, domnule, să mai salvăm producătorul român? Ce mai facem? Ce soluție găsim noi? Cum facem oamenii ăștia să-i convingem că dacă îți place politica, du-te în politică? Auzi, căutați oameni, da? Care sunt pentru așa ceva.
și care nu-l interesează nici postul de deputat, nici de... Ce vrei să spun? Toate funcțiile din România mi s-au propus. Da. Numai aia de președinte a României nu mi s-a propus. Să știți. Da. I-a refuzat pe toți. Pe toți. De-aia m-au și făcut până la urmă. Deci pe toți i-a refuzat. Corect. Deci nu aveam nevoie de așa ceva. Eu am crezut că pe postul pe care îl avem fac mult mai mult pentru Breasla pentru care mă lupt decât pe un post de senator sau de deputat când trebuie să merg pe linia albă. Adevăr. Îmi spunea cineva ieri. Știm. Știm, de-aia domnul Ștefan, ieri cineva ți-a pronunțat numele. Și îmi spunea că, domnule, știți, ne-am gândit că bine ar fi să ne băgăm și noi undeva ca să avem și noi un om acolo. În momentul în care... Aia este o păcăleală. Cineva care vrea să folosească de dumitale până când ajunge acolo. Când ajunge acolo, nu numai că nu are puterii. Ora trebuie să meargă pe linia albă cum îi dictează conducerea partidului. Și te uită, Ștefane. Știu. N-are treabă cu discursul tău. Schimbă cartela imediat. Băi, Ștefane, îmi pare rău. Dar atât. Iar tu ți-ai pierdut existența, ți-ai pierdut tot ce ai mai bun. Ți-ai pierdut toată munca de o viață. Până doar în pix. Ăla ar trebui să vină alături de tine acum. Nu să-l ajungi tu să ajung acolo. Eu nu am încredere în oamenii ăștia. De-aia nici nu mai vezi în mijlocul lor. De-aia nici nu mai văzut vădat acolo. N-am făcut politică nici pe timpul comuniștilor, chiar dacă am părul alb. Și ăia m-au scăpat de nu m-au înrolat în partid. Nici acum. Dacă ăia n-au reușit să mă înroleze, ăștia nici atâta. Crezul meu este altul. Am visat altceva după 90. Așa am crezut eu că va fi. Și așa cum am muncit eu și ceea ce am făcut eu, dacă făcea toată țara și toți gândeau la fel, eram mult deasupra nemților. Așa este. Dar numai că noi de la Burebista încoace nu mai trădăm, ne omorâm comandanții, găsim soluții. Aici e problema. Asta este nelămurirea mea, că nu știu dacă voi găsi oameni să luptăm. Numai oamenii slabi, oamenii care profesional, n-au nimic. Vrei să spui cine ajunge prin politică? Oamenii care nu... Majoritatea din ei, majoritatea, că sunt și acolo, dar foarte puțin. Dar majoritatea au ajuns acolo pentru că ce-au făcut, și-au suferit orice umilință de a turna în pahar la șeful, de a-i face cafeaua, până când a ajuns el pe o listă. Că n-avea viitor. Tu asta trebuie să înțelegi. Da. Că 70-80% din Parlamentul României, din componența Parlamentului, din acei indivizi, ei nu aveau viitor. Ei nu știu să facă nimic. Nu știu să facă nimic. Și atunci ce au găsit? Băi, mă duc, paca, dau cu vorba, îl păcălesc pe ăla. Că eu nu m-am înscris în politică, știi de ce, Ștefane? Pentru că niciodată n-am înțeles și politica asta. Îți mă duc mai prostuți. Da. Că asta am văzut eu la politicien. Trebuie să fii, să știi să minți, să fii gros de obraz, să fii neserios. Asta am înțeles. Deci eu nu sunt așa. Și nu mi-am găsit locul. Bun. Suntem oamenii care mușcăm de obraz și nu de fund. Și de asta nu avem loc lângă ei, pentru că nu le lingem bocancii, nu le facem cafeaua. Dar nici nu vreau să am, eu nu să vreau niciodată. Eu vreau să lupt, să salvăm ceva. Dar vreau să muncesc în țara mea. Să-i schimbăm, Ștefane, ieșiți și căutați-vă drepturile. Fac tot posibilul, dar să vedem cu ce. Nu neapărat, nu-i suficient că vinem la o televiziune. Nu-i suficient că dăm un articol în presă. Trebuie să ieșim, să-i punem să ne respecte. Pentru că se lăuda unul că la ora 6 la birou. Poți să fii și la ora 4. Dacă nu-i nimic în spatele tău, degeaba te-ai dus la ora 6 la birou. Dacă n-ai făcut nimic. Dacă n-ai niciun rezultat. Da? Așa este, corect. Eu la ora 6 am 20 de hectare semănate. Da? Cum se face ziua acolo? Aia înseamnă muncă. Acolo, dacă nu sunt oameni care n-au fost manageri în viața lor, ce viziune să aibă domnul președinte? Dacă n-au fost manageri, n-au știut să managereze o firmă cât de mică și îl pui direct acolo, ce pretenții să avem noi la ei? Toți ne invidiază,
toți ne invidiază de felul cum trăim. Nu vede nimeni când muncim 14-16 ore pe zi. Nu se vede. Da? Lucrul ăsta nu se vede. Se vede doar că mergem cu o mașină nu știu de care, ci că ne permitem și noi un concediu. Mă rog, nu de luni de zile ca ei. De o săptămână maxim. Că nu ne permitem, că avem de muncă. Da. Ei nu înțeleg asta. Asta nu se vede. Bun, da? Haideți să răspundem și unui telespectator. Cosmin Sevastre întreabă așa: în condițiile în care prețurile la cereale au scăzut la jumătate, care este motivul pentru care pâinea la raft este în continuare 2,5 lei? Că fiecare dintre noi, chiar dacă sunteți producători, tot cumpărați pâine. Că nu păi da, ar păi trebui da. Consiliul Concurenței să ne răspundă, ar trebui să spună de ce sunt prețurile astea. Păi dacă laptele de la mine pleacă la 1,50 lei, de ce la raft este 7 lei, 8 lei, 10 lei, 12 lei? Unde sunt instituțiile statului despre care vorbim că noi le plătim salarii și ei ne întorc spatele? Că, că ei dacă ar și-ar face datoria acel preț de lapte care pleacă de la mine de la 1,5, ar trebui să ajungă la maxim 5 lei. Atunci piața va fi invadată de cumpărători și vom avea și eu voi produce mai mult. Altfel eu sunt obligat să produc mai puțin pentru că nu am piață de desfacere. Iar la bani ăștia, de ce, unde sunt instituțiile astea statului care sunt plătite regește? Sunt plătite cu salarii de regi. Aici se pleacă problema. De ce când acum o lună și ceva de zile era în piață 3,5 lei kilogramul de ceapă și în piață ajunsese la 10 lei, la 12 lei. Unde sunt instituțiile statului? De ce permite așa ceva? De ce dai voie? Cartoful nou să vindea la mine în zona acolo cu 6 lei, la piață ajunsese 20 de lei. Dom'le, chiar nu se mai poate verifica această țară? Chiar nu se mai poate verifica această țară de nimic? Adică dăm voie la comerciant să facă ce vrea cu poporul nostru? Dacă tot vând laptele cu 1,50, vinde-l, domnule, cu 5 lei. Să știu și eu că sora mea de la București sau copiii mei din București mănâncă un lapte cu 5 lei. De ce le dăm posibilitatea comercianților să bage rabat de 100%? Că statul zice, păi n-avem voie să ne băgăm între două contracte comerciale. Corect, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar cine sunt acolo, nu tot parlamentarii care poate să legifereze, care poate să facă o lege? Dar dumneata, ca parlamentar, poți să spui clar, domnule, nu mă bag între două contracte comerciale. Dar nici nu puteți să plătiți producătorului sub prețul de cost al producției. Eu să vă ia ANAF-ul până la urmă, o să zic. Corect, că să ne ia diferența de preț. De unde e diferența? Dacă de tot preț facem așa, de ce nu intervine instituțiile statului să putem să facem reguli în țară? Că eu nu vreau să bag el între două contracte comerciale. Dar poți să-mi faci o lege a laptelui în care să spui clar, nu se poate plăti sub 2,5. Că eu cu atât îl produc. Ia zice, domnul Baciu. Deci eu când mi-am început activitatea privată în 92, era un adaos comercial limitat. Era maximul 30%. Atunci avea și ANAF-ul, avea control asupra dărilor care trebuie să le dai. Acum ai 16% și la ăla care câștigă, are un profit de 2%, și tot 16% și ăla care are un profit de 500%. Uite unii banii care căutau guvernanță și nu știau pe unde să-i găsească. Aici nu mă mai interesează cu cât vinde ăla pâinea. Nu m-ar mai interesa cu cât vinde ăla uleiul. Nu mă interesează cu cât vinde laptele. Dacă adaosul ar fi că și ANAF-ul ar avea control asupra profitului care realizează respectiv. Așa, după aia, cu timp noi cu care sunt soluțiile, alea îl ascunde și mai că e în faliment. Asta e. Bun. Dar nu mai avem multe minute. Vreau să vă ofer fiecăruia câte un minut cu plus minus pentru a trage câte o concluzie. Vă rog, domnul Baciu, da numai mult de un minut ca să poată să vorbească și ceilalți invitați. Eu vă mulțumesc pentru invitația din seara asta și aș vrea să vă spun, să-i spun întregilor colegi din
care trudesc pe terenurile astea României. Dacă nu vă faceți dreptate singuri, dacă nu vă căutați interesele singuri, nu așteptați ca să o facă altcineva. Nici ministru, nici prim-ministru, dumneavoastră sunteți singurii care puteți hotărâ. Asociați-vă, luați-vă de mânuță, ieșiți până pe data de 5. În fața guvernului, cereți civilizat să vă duceți să vorbesc cu primul ministru, să-i explicați cam cum stă treaba. Nu știa el cu motorina care-i treaba, dar poate cu agricultura o să înveță mai ușor. Vă duceți la ministru, îl luați de mânuță. Eu am fost la premierii României când am fost la Lapar cu fiecare ministru care era la timpul ăla. O dată, de două, de trei ori, de câte ori a fost nevoie. Dar ne-am dus la pachet, la premier. Așa trebuie procedat. Dacă vreți să aveți rezultate. Dar, încă o dată, documentați-vă, vă duceți documentați acolo, să nu vă faceți de... Vă duci și documentați că în momentul în care vine un șmecher de ăla care vorbește de BMW, i-a dat-o pistinați. Dar trebuie să fii bine documentat. Bine. Cam asta vă spun. O seară bună. Succes bine. Pe viitor. Mulțumesc, domnul Baciu, și la mulți ani, pentru că astăzi e și ziua dumneavoastră de naștere. Apreciez cu atât mai mult că v-ați făcut timp să fiți prezent aici la Agro TV, la Agricultura la Raport. Mulțumesc mult. Numai bine, sănătate și la mulți ani încă o dată. Domnilor, ultimele două minute vă aparțin. Părând. Fac un apel la europarlamentari, fac un apel la toți politicienii din România să lupte pentru noi, să fie conștienți că sunt plătiți din banii noștri, din sudoarea frunții noastre. Vreau să devin fermier european, să am același drepturi cum le are și cei din Europa. Astăzi am primit acum 250 de euro pe tona de grâu și la mine este 198 de 50 ceva de euro diferență. De ce sunt tratat așa? De ce țara mea suntem egali în drepturi? Vreau să lupte pentru mine. Vreau să muncesc în țara mea. Politicianul trebuie să lupte pentru mine, să-mi asigure posibilitatea de a lucra în țara mea, dar nu mai răbda mama mea de foame pentru că datorită lor, mama mea rabdă de foame că i-a întors spatele și copiii mei vreau să rămână să lucreze în România și cu nepoții. Dar nu să-i las datori, să plătească datorile pe care le fac acum ei, fără limite. Asta doresc. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul Ștefan Muscă. Domnul Ghinea, situația din agricultura românească este dezastroasă. Nu vreau să fiu pesimist, doresc să fiu optimist, dar nu văd o cale de ieșire decât dacă noi, fermierii, suntem conștienți că trebuie să facem ceva pentru agricultura românească și când spun să facem ceva, trebuie să ieșim în stradă, fraților. Deci trebuie să ne mobilizăm, să ieșim în stradă, să ajutăm ca să nu scrie pe agricultura românească și pe fermele românești faliment. Dacă vrem să mai avem agricultură românească cu proprietari români, haideți să ieșim în stradă, haideți să spunem lucrurilor pe nume, haideți să fim români adevărați. Altfel, cum am mai spus-o, vom pleca din țară cu toții și vom preda armele, cum s-a spus, către multinaționale. Vă mulțumesc încă o dată că ne dați posibilitatea să fim alături de dumneavoastră și în această minunată emisiune și să ne spunem toate necazurile și toate păsurile. Bun, și eu vă mulțumesc mult pentru prezență, le mulțumesc și celor de acasă. Luni seară, tot aici la Agro TV, la Agricultura la Raport. Până atunci, sănătate multă! Să auzim de bine! Hibrizii de Ardei din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro.